Dacă nu luăm atitudine astăzi, în ziua alegerilor, poate fi prea târziu ca să ne apărăm votul. Unii dintre dumneavoastră o să ne spună că au mai fost la alte proteste și că acestea nu au produs rezultate. Trebuie să înțelegem că democrația se apără în fiecare zi. Nu este suficient să scriem în Constituția Republicii Moldova că suntem o țară democratică. E important să ieșim în fiecare zi, dacă e necesar, și să ne apărăm drepturile. Iar astăzi vorbim despre un drept extrem de important, dreptul nostru la alegere, dreptul de a schimba această guvernare coruptă.